femeie bolnavă din Pașcan trăiește un coșmar în fiecare zi. Bătrâna, care cântărește doar câteva kilograme, se mișcă foarte greu, nu-și mai poate face curaj, abia reușește să facă de mâncare. Mai mult, a locuiește cu fiul ei bolnav psihic, care a bătut-o cu câteva zile în urmă. Ana Alex are 60 de ani și trăiește în condiții greu de imaginat într-un apartament din zona de la municipiului. O boală grea a măcinat un timp, iar acum cântărește doar 26 de kilograme. Trupul îi este slăbit și abia reușește să se deplaseze. Din acest motiv nu își poate face curățenie în casă și abia reușește să gătească ceva. Nu pot, eu efectiv nu pot să fac mari lucruri, doar să vede din prima, de miel, de suflu. O problemă nu vine niciodată singură. Pășcăneanca locuiește cu fiul ei de 32 de ani, care este bolnav psihic. Câteodată este violent, iar cu ceva timp în urmă și-a agresat mama. Eu l-am acceptat așa, că copilul meu, și chiar dacă avea și la început, am zis că nu mi-am dat seama că este bolnav. Nici n-am vrut să-mi dau seama, că nu voiam să cred așa. Și m-am dat seama după aceea, odată mă ridic cap, dar nu chiar tare, de perete așa pe hol. Vecinii au încercat să o ajute și să-i facă curat în locuință, însă tânărul nu a permis nimănui să intre în casă. El a fost externat dintr-o clinică de specialitate și pare să-și fi revenit, cel puțin pentru o perioadă. Într-un timp băiatul nu primea pe nimeni în casă, știți, erau contra. Acum s-a mai schimbat băiatul. Mai primești cineva dacă vine. Dar într-un timp refuzat totul, că nu vroia pe nimeni, nu dă de drum. Este frică să stea cu el în casă și câteodată intră în panică. Ar vrea ca băiatul ei să fie ajutat cumva, să fie internat într-un centru specializat unde să primească tratament adecvat. Mai vorbea singur când merge și pe acasă vorbește singur. Început să-și ierte, nu știu, și țăpa, făcea urât de tot, mă băgați pe mine speriați, că și eu sunt un om și eu nu rezist când țăpă cineva așa. Drama femeii a început în anul 2006, când soțul ei a murit în urma unui accident de muncă. Pentru că nu a putut trece peste această tragedie, fiul ei s-a îmbolnăvit. În 2006 a murit soțul de accident la... Nu a fost declarat accident de muncă. El s-a îmbolnăvit și el după moartea lui soțul. Eu zic că și boala mea și tragedia cu el, eu nu știu pe asta. La fața locului au venit și asistenții sociale, au verificat situația în care locuiesc cei doi și au încercat să găsească soluții pentru a-i pune în siguranță. Vor încerca să obțină pentru mama lui indemnizație ca însoțitor personal al fiului său. Să discutăm cu președintele comisiei, cu comisia acolo, dacă putem face ceva sau dacă nu, în 3 luni de zile să așteptăm să intervenim asupra gradului, poate dă gradul grav cu însoțitor. Însă dacă va deveni din nou violent, băiatul ar putea fi internat din nou într-o clinică de specialitate. Fiind disciplinat, ascultă de mama, că eu vin pe aici și eu nu te luăm și rămâne mama singură aici. Da. Mergem înapoi acolo. Menționăm că situația lor va fi monitorizată în continuare de asistenții sociali de la primăria din Pașcani.